Pentru cele mai ieftine coins, intrați pe noul site mmorog.com. Aveți aici coins pentru toate jocurile posibile. Linkul în descriere și folosiți codul QUICK pentru 6% reducere. Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Road to Glory cu Portsmouth. Mai avem două episoade din acest sezon. De fapt trei, că o să avem și statistică, dar nu mai contează. Da, o să jucăm cu Wigan, ocupanta locului 6, da, 64 de puncte pentru ei, 78 pentru noi. Suntem la 2 puncte de distanță de Hull și avem meci direct după acest meci cu ei. Deci putem întrece, dacă avem noroc și în simulări. Trebuie să avem noroc și în simulări, trebuie. O dată în viață. O să joc cu echipa asta, Galisi, Kim Min-Wo, Fiola, Cardoza, Acapo, Wallace, Com, Mina, la Barkham, Gafur și Akpom, echipă de rezervă. Titularii sunt o poziție după meciul cu United, meci în care ne-am calificat. În finala FA Cup jucăm cu Everton. Da, și da, hai să vedem. Lucas Papwick este arbitrul. Nu știu cine dracu e ăsta, n-am auzit în viața mea de el. A cui mai pasă până la urmă. Foarte bine, Barkham, 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 iată că mare viteza aia de altă dată, Barkham, Barkham, o centrare, este Akpom acolo, însă boxează portarul ăla, Rab după nume, al Habasi sau ceva de genul. Iar acum Oriol Riera și trebuie să dea acolo Kim Min-Wo, foarte bine o face, Gafur, Gafur, iar acum Akpom, Com, hai Com, du-te, Com, Com, foarte bine acolo, Com. Posibilitate de centrare pe jos, însă Pierce, bă, s-au învățat ăștia, mă, nu mai mi-e centrările pe jos, vorbesc serios. Stau ăștia foarte bine acum la fazele astea. Este cartonaș galben pentru... cine? Pentru Team Chow. Ce-ai făcut, mă? Băi, Chowder, cine regulă cu tine? Avem aruncare aici, Com va centra, putem să dăm și pe sus, să-l avem pe Akpom acolo. Dar degeaba. Fiola... Gafur, o mince bună spre Barkham. Barkham. Foarte bine, Barkham acolo, pe jos. Încă o dată, nu sunt ăștia în stare să bage o alunecare, atacanții pulii. Hai bă, ce dracu, băi, acum. O alunecare dacă băgai, bă. Foarte bună această fază. Gafur, Gafur, gol! Gol, 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 gol! Gafur! Nu din nou căcatul ăsta de celebrare, doamne, de ce-l fac? Ai, urăsc celebrare, mi-a stricat toată bucuria celebrarea asta odioasă. Anthony Gafur înscrie pentru 1-0, al 5-lea gol, nu prea mai înscris în ultima perioadă. A avut evoluții foarte slabe pe finalul acestui campionat, sau mă rog, chiar din retur, de la începutul returului. N-a mai jucat mai nimic. La început a jucat foarte bine, nimic de zis. A avut evoluții fantastice la începutul sezonului. Plata, foarte bine acolo Minala. Hai să ieșim bine de aici. O pasă bună, Gafur. Și acum pasă excelentă către Jed Wallace. Se poate lăsa cu încă un gol. Wallace șutează. Apără Al-Habsi ăla. Al-Hamsi ăla. Wallace. ATG de acolo, Cardoza! Ratare foarte mare. Băi, să-mi bag pula. Com, minge bun acolo, Gafur, o pasă către Akpom. Akpom șutează, gol! Gol, 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 2-0. Liniște. Să vină locul 2. Să vină locul 2. Iată ce fază. Gafur și o pasă de gol în acest meci. A jucat bine Gafur acum. Pe final, în prima repriză a fost cam degeaba. Cam ca toți. Nimeni nu a jucat bine în prima repriză. Acest meci este final. Locul 2. Se apropie ușor, ușor. Și vine și meciul cu Hull. Imediat după acesta, bineînțeles. Trebuie să facem o echipă bună pentru acel meci. Și să câștigăm. Ce au făcut ăștia de la Hull? A, n-am apucat să văd. Sunt pe locul 2, i-am întrecut. Au pierdut sau au făcut egal, nu știu exact.
Cred că au făcut egal, dacă nu mă înșel, că erau la două puncte, parcă, peste echipa mea. Ceva de genul. Oricum urmează meciul cu ei acum și dacă îi bat o să am șanse mari, mari, mari la locul 2. Chiar și la primul, de ce nu? Depinde ce fac cei de la derby. Da, mi-am făcut aici o echipă destul de bună, zic eu, chiar dacă sunt jucători puțin obosiți. O să joc Galici, Morales, Lukin, Can, Madeira, Gnabry, Diabate, Zelalem, Correa, Boga și Cole, adică cea mai bună echipă posibilă. Ok, haideți să începem meciul cu Hull, echipa de pe locul 3, ce frumos sună, nu-i așa? Eu momentan sunt pe locul 2, pot să mă distanțez de ei la 3 puncte, ceea ce este grozav. Mi-ar oferi un avantaj foarte bun. Și da, tigri puli ăștia. Vom vedea, vom vedea. Jucăm din nou pe ploaie, dar nu-i problemă. Pot câștiga acest meci și trebuie să o fac. Trebuie neapărat să ne distanțăm și poate să-i ajungem și pe cei de la derby, de ce nu? N-ar fi fain să-i ajungem și pe aia. Dar haide să începem meciul, să nu mai stăm de vorbă pe aici. Pas acolo, ajunge Gnabry. Nu, Madeira, este Madeira, what the fuck? Madeira trece excelent acolo, Madeira pe jos! Na, am avut doar un jucător în care eu totuși. Nu se aștepta nimeni să treacă Madeira acolo, aparent. Acum șutul lui Boga, apără Adrian! Începem foarte puternic acest meci, în forță, exact cum trebuie. Foarte bine Gnabry. Ia bate acum către Boga. Boga. Boga cu o minge excelentă. Încă o pasă de geniu al lui Boga. Și finalizarea doar o formalitate. Iată cum se face. 1-0 de Vante Cole. Primește încă o pasă de geniu de la Boga. Boga, deci Boga e fantastic la pasele astea de la distanță. E fenomen. Minge bun acolo la Cole. Boga, Boga. Boga cu o pasă fantastică din nou către Correa. Correa, nu ăsta am vrut să fac, dar totuși ajunge. Dar erau trei pe el, mă, ce dracu să facă? McShane recuperează. Robertson, foarte bine acolo Morales, Zelalem acum. Boga către Cole. 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 Cole, Cole îi lasă în ceață pe toți. Cole aproape de 2-0. De ce dracu m-am oprit ca ultimul cretin? Băga, mi-aș pula ce am greșit aici. Mi-aș pula în ea fază, bă. Băi, frate. Boxează Adrian acum. Putea să fie 2-0 atât de ușor, dar a trebuit eu să mă opresc, că... Na, Cole acum, Cole. Hai Cole, hai Cole, hai să dăm, hai să dăm gol. Hai Cole, Cole, Cole îi driblează pe toți, uitați-vă numai cum trece de ei. Câți erau? Erau vreo 5 în calea lui. Degeaba. Foarte bine Madeira. Cole. Correa o minge, nu știu dacă a fost offside la Cole. Cole șutează, trimite în bară. Încă ocazie uriașă, dar... Bara se opune. Ne facem norma și de data asta și în acest episod. Este un jucător bun, Hernandez, are viteză bună. Dar cred că e cam bătrân totuși. Correa acum. Correa. Un spin frumos. Șutul! Bara din nou! Du-te în morții tăi! Joc odios! Joc odios! Joc odios! Atâtea lovituri în bară că... Joacă pe lovituri în bară, în fotbal. Va urma acum o centrare. Emre Can respinge bine data asta. Cole. 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 Hai, ține de minge acolo. Cole. Cole. L-am păcălit pe ăla cu această schimbare de direcție. Și poate să fie 2-0. Apără Adrian și va scoate ăla. Am dat foarte prost. Am șutat extraordinar de prost. Oricum câștig cu Hull City. 1-0. Și rămân pe locul 2. Probabil mă apropii și de primul loc, ăștia n-au avut niciun șut. Meritați voi, mă, pe locul 3. Futu-vă în gât, la retrogradare cu voi, mă, odioșilor. Sau, mă rog, hai, duceți-vă în play-off, mă. Duceți-vă în play-off să vă faceți de căcat acolo, la cum jucați. 3 puncte distanță între mine și Hull și doar un punct distanță între mine și Derby. Ceea ce este grozav. Pur și simplu grozav. Cu conferință de presă avem meci cu Millwall. Cu cine mai avem meciuri? Cu Millwall și cu... Blackburn Rovers. Iar apoi, mă rog, astea pentru data viitoare. Pe ce loc sunt ăștia? Blackburn pe 16 și Millwall pe 17.
Dacă nu câștig simulările astea, e clar. Da, cam asta a fost pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Quake. Ciao, les.